S-a dat startul primei ediții a taberei Mândri de Valorile României, organizată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, ce are loc zilele acestea la Gioa Giubăi. 140 de studenți excepționali din cadrul a 7 instituții de învățământ militar se vor bucura de o experiență unică, explorând frumusețile și istoria locurilor din județul Hunedoara. Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a fost alături de acești tineri la deschiderea taberei. Mă bucur foarte mult că a acceptat această invitație. Este pentru prima dată când se organizează o astfel de tabără. Scopul acesteia este de a conștientiza încă o dată cu toții cât este de important să ne iubim țara, să ne respectăm valorile naționale, să respectăm pe cei care au ales o astfel de carieră de militar, indiferent de arma pe care eu o ales-o, și de a încuraja pe cât mai mulți tineri să îmbrățișeze o astfel de carieră. De ce județul Hunedoara? Pentru că anul acesta este anul omagial Avram Iancu, pentru că aici Crăișorul Moților își doarme somnul de veci, în panteonul de la Țebea, și tot acolo avem urmele pașilor lui Horia, Cloșca și Crișan. Și cred că este încă un moment foarte important pentru fiecare dintre noi să ne iubim și să ne respectăm țara așa cum au făcut-o cu multă demnitate înaintașii noștri. Vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți astăzi în județul nostru. Pentru voi trebuie să fiți mândri de două ori. Unu, că ați fost aleși dintre cei mai buni să participați la o asemenea tabără și pentru prima dată în istoria Ministerului să ia loc o asemenea tabără, și în al doilea rând să fie, sunteți mândri, sunt convins că aveți posibilitatea să vedeți un județ extraordinar, un județ așa, să nu credeți că mă fac laude la județul pe care îl reprezint. Dar așa cum spunea și doamna ministru, putem să numim că suntem județul celor două capitale. Asta este mare lucru și în țara românească, în România, nu mai există un județ cu un județ care să aibă două capitale. Și vă spunem de ce cele două capitale. Fiindcă aici, la noi, s-a format etnogeneza poporului român. Deci, iată că avem rădăcinile adânc închipte în locul unde s-a format poporul român. Fost să aveți ocazia, dragii mei, să vedeți toate lucrurile despre care noi vă vorbim foarte puțin, că n-are rost să purtăm multe discuții, așteptăm multe vorbe și întrebări de la dumneavoastră, dar o să vă stau la dispoziție cu tot ceea ce depinde de mine, în așa fel încât puținele zile care stați în județul Hunedoara să vă simțiți extraordinar. Am ales cariera militară, în primul rând, dintr-un soi de patriotism, așa cum toți cei care sunt îmbrăcăm haina militară am făcut-o. În schimb, mi-am dorit să fac parte din ceva mai mult decât mine, să pot să reprezint țara, și pur și simplu Academia Tehnică Militară mi s-a părut că mă oferă această oportunitate, în același timp în care mă oferă și posibilitatea de a mă dezvolta pe parte tehnică, un lucru foarte important pentru noi, deoarece nu suntem doar militari, suntem și ingineri, iar Academia Tehnică Militară reușește să îmbine aceste două lucruri foarte frumos și armonios. Mă aștept să cunosc mai multe despre istoria românilor, despre geneza românilor, deoarece am aflat în urma unei ceremonii de deschidere foarte impresionante faptul că Hunedoara este locul genezei românilor, și chiar îmi doresc cu ardoare să cunosc mai multe despre astea și să vizitez obiectivele turistice care ne-au fost puse în program. De asemenea, îmi doresc să avem parte și de socializare și mă bucur din plin de oportunitatea de a putea face relații care mă vor ajuta mai târziu atât pe viața, în viața personală, cât și în cea profesională, deoarece relațiile pe care le face în timpul Academiei sunt neprețuite și sunt o oportunitate unică pentru orice student militar. Programul taberei este unul variat, în care participanții vor putea descoperi o parte dintre monumentele istorice și culturale ale județului Hunedoara, începând cu cele două capitale antice, Sarmisegetuza Regia și Ulpia Traiana Sarmisegetuza, și continuând cu vizite la Castelul Corvinilor sau Mănăstirea Prislop, loc de pelerinaj al românilor la mormântul părintelui Arsenie Boca.